Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori. Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre relații metrice și mai precis vom demonstra teorema catetei și teorema înălțimii pornind de la asemănarea triunghiurilor. Pentru început, vom considera triunghiul dreptunghic BAC cu măsura unghiului A de 90 de grade și înălțimea corespunzătoare ipotenuzei AD. Vom identifica împreună perechile de triunghiuri asemenea. Observăm că unghiul A este egal cu unghiul D și este egal cu 90 de grade, iar unghiul B este unghi comun. Așadar, conform cazului de asemănare unghi-unghi, Vom avea că triunghiurile ABC și DBA sunt asemenea. Și am identificat astfel prima pereche de triunghiuri asemenea. Apoi observăm că unghiul A cu unghiul D corespunzător triunghiului ADC sunt de 90 de grade și unghiul C este unghi comun. Așadar, conform cazului de asemănare unghi-unghi, triunghiul ABC este asemenea și cu triunghiul DAC. Păi da, dar dacă triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul DBA și și cu triunghiul DAC, înseamnă că și triunghiurile DBA și DAC vor fi asemenea. Așadar, în figura alăturată avem trei perechi de unghiuri asemenea. Pornind de la aceste asemănări, vom demonstra împreună teorema catetei. Am văzut că triunghiurile ABC și DBA sunt asemenea, conform cazului unghiunghi. Așadar, vom avea că BC pe AB este egal cu AB pe BD și este egal cu AC pe AD. Din primele două rapoarte, dacă facem produsul mezilor cu produsul extremilor, vom obține că AB pătrat egal cu BC ori BD, adică cateta este medie proporțională între ipotenuză și proiecția catetei pe ipotenuză. În mod analog, vom demonstra și pentru cateta AC, Triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul DAC, așadar vom avea că BC pe AC egal cu AC pe DC și este egal cu AB pe AD. Așadar, din primele două rapoarte vom obține că AC pătrat egal cu BC ori DC. Și astfel am demonstrat teorema catetei. Țin. Pornind de la asemănarea de mai devreme, și anume triunghiul DAC, am observat că este asemenea cu triunghiul DBA, vom obține raportul de asemănare: DC pe DA egal cu AD pe BD egal cu AC pe AB. Tot din primele două rapoarte, dacă facem produsul mezilor cu produsul extremilor, vom obține că AD pătrat egal cu DC ori BD, adică înălțimea corespunzătoare ipotenuzei este medie proporțională între proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Astfel, am demonstrat cu ajutorul asemănării triunghiurilor cele două teoreme, teorema catetei și teorema înălțimii, Într-un triunghi dreptunghic. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine și vă aștept cu drag la următoarea lecție. La revedere!